Momo, sau strania poveste despre hoții de timp și fetița care le-a înapoiat oamenilor timpul furat, de Mihail Ende, fragmente partea întâi. În vremurile străvechi, pe când oamenii vorbeau limbi cu totul diferite de cele de acum, în țările calde se aflau orașe mari și minunate. Acolo se înălțau palatele regilor și ale împăraților, se găseau bulevarde largi, străzi înguste și ulițe întortocheate, străjuiau temple mărețe cu statui de zei durate din marmură și aur. Erau piețe multicolore unde se vindeau mărfuri din toate colțurile lumii, precum și terenuri frumoase și încăpătoare unde se adunau oamenii pentru a discuta veștile și pentru a ține cuvântări sau a le asculta. Dar înainte de toate, se găseau acolo mari teatre. Arătau cam așa cum arată astăzi un circ, doar că erau construite în întregime din blocuri de piatră. Rândurile unde ședeau spectatorii erau așezate în trepte, unele peste altele, ca într-o pâlnie uriașă. Văzute de sus, multe dintre aceste construcții erau circulare, altele mai degrabă ovale, iar altele formau un semicerc larg deschis. Se numeau amfiteatre. Erau unele mari, cât un stadion de fotbal, și altele mai mici, unde nu încăpeau decât câteva sute de spectatori. Unele erau fastuoase, împodobite cu coloane și statui, altele simple, fără nicio ornamentație. Erau și teatrele după punga oamenilor. Voiau însă cu toții un teatru, căci erau spectatori pătimași. În timp ce ascultau cum se depănau pe scenă întâmplările zguduitoare și cele hazli, li se părea că acea viață doar jucată ar fi în chip misterios mai adevărată decât viața lor proprie de zi cu zi și le plăcea nespus de mult să ia parte la cealaltă realitate. De atunci au trecut mii și mii de ani. Marile orașe de pe vremea aceea sunt dărâmate, templele și palatele s-au prăbușit. Vânturile și ploile, gerurile și arșițele au scobit și au șlefuit pietrele, iar din marile teatre n-a mai rămas decât ruina. În zidurile crăpate nu mai răsună decât cântul monoton al greierilor, lăsând impresia că pământul respiră în somn. Totuși, câteva din vechile orașe mari au mai rămas orașe mari până în zilele noastre. Firește că viața din ele s-a schimbat. Oamenii se deplasează cu automobilul și tramvaiul, folosesc telefonul și lumina electrică, dar aici și colo, printre noile clădiri, mai sunt câteva coloane, câte o poartă, o bucată de zid sau chiar un amfiteatru din acele vremuri străvechi. Iar într-un astfel de oraș s-a petrecut povestea cu Momo. Afară, la capătul dinspre miază zi al marelui oraș, acolo unde încep primele câmpii, iar colibele și căsuțele apar tot mai sărăcăcioase, se află ascunsă într-o pădurice de pini ruina unui mic amfiteatru. Chiar și în vremurile străvechi nu fusese unul dintre cele arătoase, ci fusese și pe atunci, ca să spunem așa, un teatru pentru oamenii săraci. În zilele noastre, adică în vremea când începea povestea cu Momo, ruina era aproape cu totul uitată. Numai câțiva profesori de științele antichității știau despre ea, dar nu se mai interesau de fel de acest subiect, deoarece nu mai era nimic de cercetat acolo. De fapt, numai oamenii care locuiau în imediata apropiere cunoșteau ciudata clădire rotundă. Își pășteau acolo caprele, copiii foloseau locul liber rotund din mijloc ca să bată mingea, iar seara se întâlneau uneori acolo perechi de îndrăgostiți. Într-o bună zi începu să circule zvonul că în ultimul timp ar locui cineva în ruină. Era vorba de un copil, probabil o fetiță. Nu se putea spune cu precizie, fiindcă îmbrăcămintea îi era oarecum ciudată. Se spunea că se numea Momo sau ceva asemănător. Aspectul exterior al lui Momo era într-adevăr oarecum straniu și ar fi putut probabil să-i sperie întrucâtva pe cei care prețuiau mult curățenia și rânduiala. Era micuță și cam slăbuță, încât cu cea mai mare bunăvoință lumea nu-și putea da seama dacă are doar 8 ani sau a și împlinit 12. Avea bucle negre ca pana corbului, zbârlite, arătând ca și cum n-ar fi fost niciodată atinse de vreun pieptene sau de vreo foarfecă. Avea ochi foarte mari, minunat de frumoși și la fel de negri, iar picioarele îi erau de aceeași culoare, căci umbla aproape întotdeauna desculță. Doar iarna purta uneori ghete, dar erau diferite, nu se potriveau între ele și pe lângă aceasta îi erau și mult prea mari. Cauza era că Momo nu avea nimic altceva decât ceea ce găsea întâmplător sau îi se dăruia. Fusta era cusută din diferite petice pestrițe și iatârna până la glezne. Pe deasupra purta un surtuc bărbătesc vechi și mult prea larg, ale cărui mâneci erau suflecate la încheietura mâinii.
Momo nu voia să le taie, căci se gândea, prevăzătoare, că va mai crește și nu se putea ști dacă va mai găsi vreodată un surtuc atât de frumos și de folositor cu atât de multe buzunare. Sub scena înăpădită de ierburi a ruinei teatrului se găseau câteva camere pe jumătate dărâmate, unde se putea intra printr-o spărtură a zidului exterior. Aici amenajase Momo o locuință. Într-o zi pe la amiază sosiră la ea câțiva bărbați și câteva femei din vecinătate care încercau să afle ce-i cu ea. Momo stătea în fața lor privindu-i cu teamă, căci era frică să n-ogonească oamenii. Își dădu însă curând seama că erau prietenoși. Ei înșiși erau săraci și știau ce-i viața. Așa, spuse unul dintre bărbați, prin urmare îți place aici? Da, răspunse Momo. Și vrei să rămâi aici? Da, cu plăcere. Nu ești așteptată nicăieri? Nu. Vreau să spun, nu trebuie să te întorci acasă? Aici sunt acasă, răspunse repede Momo. Dar de unde vii, fetițo? Momo făcu un gest nedeslușit cu mâna, arătând undeva în depărtare. Cine sunt părinții tăi? Își urmă omul întrebările. Copilul îi privi cu nedumerire pe el și pe ceilalți și ridică puțin din numeri. Oamenii schimbau priviri între ei și suspinau. Nu trebuie să te temi, continuă bărbatul, nu vrem să te gonim, vrem să te ajutăm. În tăcere, Momo tădu din cap. Nu era încă de tot convinsă. Spui că te cheamă Momo, așa-i? Da. E un nume frumos, dar nu l-am mai auzit niciodată. Cine ți l-a dat? Eu, spuse Momo. Tu singură ți-ai dat numele? Da. Când te-ai născut? Momo se gândi și spuse într-un târziu. După câte mi-amintesc, am fost dintotdeauna. N-ai nicio mătușă, nici un unchi, nici o bunică, nici un fel de familie unde te-ai putea duce. Momo îl privi doar pe bărbat și tăcu o vreme. Apoi murmură, aici sunt acasă. În sfârșit, își dădu cu părerea bărbatul, dar nu ești decât un copil. Câți ani ai de fapt? 100, spuse Momo șovăitor. Oamenii râseră, credeau că e o glumă. Să vorbim serios, câți ani ai? 102, răspunse Momo încă și mai șovăitor. Trecu un timp până ce oamenii își dădură seama că fetița nu cunoștea decât câteva cifre, prinse din zbor, fără a ști însă ce reprezintă, deoarece nimeni nu învățase să numere. După ce se sfătui cu ceilalți, bărbatul îi spuse: ascultă, ai fi de acord să anunțăm poliția că ești aici? Ai fi dus într-un cămin unde capeți de mâncare și ai un pat și poți învăța să socotești, să citești și să scrii și încă multe altele. Ce părere ai? Momo privea înspăimântată. Nu, șoptia, nu vreau acolo. Am mai fost odată, mai erau și alți copii. Erau gratii la ferestre, ne băteam fiecare zi fără niciun motiv. Așa că am sărit noaptea peste zid și am fugit. Nu mai vreau să mă întorc acolo. Te înțeleg foarte bine, spuse un bătrân și dădu din cap. Iar ceilalți înțelegeau de asemenea și dădură și ei din cap. Apoi luă din nou cuvântul bărbatul care vorbise la început. Știi, Momo, suntem de părere că ai putea eventual să te aciuiezi la vreunul dintre noi. E drept că nici noi nu avem prea mult spațiu, iar cei mai mulți dintre noi avem și o droaie de copii care cer de mâncare. Totuși, credem că unul în plus nu are nicio importanță. Ce părere ai? Mulțumesc, spuse Momo și pentru prima oară zâmbi. Vă mulțumesc foarte mult. N-ați putea însă să mă lăsați să locuiesc mai departe aici? Oamenii se sfătuiră multă vreme. Până la urmă au fost de acord. Erau de părere că și aici copilul putea locui la fel de bine ca și la vreunul dintre ei. Vor avea în comun grijă de Momo, căci pentru toți împreună va fi totuși mai ușor decât pentru unul singur. Începură de îndată, dereticând și pregătind cât se putea mai bine camera de piatră pe jumătate dărâmată unde locuia Momo. Unul dintre ei, un zidar, clădi chiar o mică vatră din piatră, făcură rost și de un burlan ruginit. Un tâmplar bătrân bătu în cuie câteva scânduri de ladă, alcătuind o măsuță și câteva scaune. La sfârșit, femeile aduseră un pat vechi din fier și împodobit cu florituri, o saltea doar puțin ruptă și două pături. Văgăuna din piatră de sub scena ruinei se preschimbase într-o odăiță plăcută. La urmă, zidarul, având talent artistic, mai zugrăvi pe perete un frumos tablou cu flori, până și rama împreună cu cuiul de care a târnat tabloul fură pictate la locul lor. Pe urmă sosiră copiii oamenilor, aducând ce se putea dintre alegurii, unul o bucățică de brânză, altul o franzeluță, al treilea câteva poame și așa mai departe. Deoarece erau foarte mulți copii, se adunară în acea seară atât de mulți, încât făcură cu toți împreună o adevărată mică petrecere în amfiteatru, în cinstea mutării lui Momo. Petrecerea fu atât de veselă, cum numai oamenii sărași se pricep.
Astfel începu prietenia dintre micuța Momo și oamenii din vecinătate. S-ar putea crede că Momo a avut un mare noroc dat de oameni atât de cum se cade, iar Momo însăși avea această părere. Foarte curând însă s-a dovedit că și oamenii au avut la fel de mare noroc. Aveau nevoie de Momo și se mirau cum de-au scos-o la capăt mai înainte fără ea. Cu cât trecea mai multă vreme de când fetița era la ei, cu atât mai necesară le devenea, atât de necesară încât se temeau ca nu cumva într-o bună zi să plece iar în lume. Astfel se întâmpla ca Momo să aibă foarte mulți musafiri. Aproape întotdeauna putea fi văzut câte cineva șezând lângă ea și vorbindu-i însuflețit. Cei care aveau nevoie de ea și nu puteau veni, trimiteau după ea pentru a aduce la ei. Iar celor care nu-și dăduseră încă seama că aveau nevoie de ea, li se spunea de către ceilalți, du-te la Momo! Cuvintele acestea se transformaseră treptat într-o expresie uzuală la oamenii din împrejurimi, după cum se spune, toate cele bune, sau să vă fie de bine, sau cine știe, tot astfel se spunea în toate împrejurările posibile, du-te la Momo! De ce oare? Poate că Momo era nemaipomenit de deșteaptă, încât era în stare să dea fiecăruia un sfat mintos. Găsea ea întotdeauna cuvintele potrivite dacă cineva avea nevoie de mângâiere? Avea putința să formuleze câte o judecată dreaptă și înțeleaptă? Nu, la toate acestea Momo se pricepea tot atât de puțin ca și oricare alt copil. Poate că Momo se pricepea la ceva ce le dădea oamenilor o bună dispoziție. Știa de pildă să cânte cu un glas deosebit de frumos? Sau știa să cânte la vreun instrument? Sau, având în vedere că locuia într-un soi de circ, știa chiar să danseze sau să prezinte exerciții acrobatice? Nu, nu era vorba despre așa ceva. Poate că știa să facă farmece? Cunoștea vreo formulă magică prin care dispăreau toate grijile și necazurile? Se pricepea să ghicească în palmă sau să prezică în vreun fel viitorul? Nu, nimic din toate acestea. Ceea ce știa să facă micuța Momo ca nimeni altul era să asculte. Poate că unii cititori vor spune că așa ceva nu-i nimic deosebit. Oricine știe să asculte. Este însă o eroare. Numai foarte puțini oameni știu cu adevărat să asculte, iar modul cum știa Momo să asculte era cu totul fără seamăn. Momo știa să asculte, astfel încât celor mai puțini isteți le treceau dintr-o dată prin minte idei foarte deștepte. Nu fiindcă ea ar fi spus sau ar fi întrebat ceva care să-i sugereze celuilalt asemenea idei, nu, fetița șezea doar acolo și asculta cu toată atenția și toată simpatia privindu-l pe celălalt cu ochii ei mari, negri, iar el simțea cum dintr-o dată iau naștere în el ideile despre care nu bănuise niciodată că ar zăcea în sinea sa. Momo se pricepea să asculte astfel încât oamenii nehotărâți și nedumeriți se lămureau dintr-o dată foarte clar, știind ce vor. Sau cei sfioși se simțeau brusc nestingheriți și îndrăzneți, sau cei nenorociți și amărâți deveneau voioși și plini de speranțe. Iar dacă cineva credea că și-a greșit viața întru totul, că a fost lipsită de sens și că el este unul printre milioane și n-are nicio importanță, putând fi înlocuit la fel de lesne ca și un vas spart, ducându-se și povestindu-i toate micuței Momo, își dădea seama în mod misterios, încă în timp ce vorbea, că se înșelase amarnic, că printre toți oamenii el este unic, exact așa cum era, și că tocmai de aceea era important pentru întreaga lume, în felul său special. Într-un asemenea fel știa Momo să asculte. Sfârșitul primei părți.